doctor să ne vindece, lasă vină să ne strice, lasă totul, lasă mai departe, tot prin ce-am trecut în această noapte. Lasă frica să ne întunece, lasă dragoste să plece, lasă totul, lasă mai departe, vino stai cu mine încă o noapte. Și iartă-te, iartă-te pe tine pentru tot ce n-ai făcut. Și iartă-mă, iartă-mă pe mine prin câte am trecut. Mai dă-mi doar un ochi, doar un sărut, mai dă-mi doar o oră, doar un minut, să spun tot ce simt și apoi să te uit și am plecat. Mai dăm doar o noapte, doar un sărut, mai dăm doar o oră, doar un minut, să spun tot ce simt și apoi să te uit și am plecat. Și-ți promit de data asta e ultima. Mai stai lângă mine și prefă-te că ți-e dor. Mai minte-mă odată, ține-mă-n brațe până în zori. Că azi noi suntem ce ieri nu am fost și mâine vom fi. Doar doi străini ce trăiesc acum prin amintiri. Și iartă-te pe tine pentru tot ce n-ai făcut. Și iartă-mă, iartă-mă pe mine prin câte am trecut. Mai dă-mi doar o noapte, doar un sărut, mai dă-mi doar o oră, doar un minut, să spun tot ce simt și apoi să te uit și am plecat. Mai dăm doar o noapte, doar un sărut, mai dăm doar o oră, doar un minut, să spun tot ce simt și apoi să te uit și am plecat. Și-ți promit de data asta e ultima. Și mai blesteme, mai blesteme, să nu mai ce am lăsat, e doar povestea ta, 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 iubire străină ta. Doar o noapte, un minut și atât, doar o oră și promit că o să te uit. Doar o noapte, un minut și atât, și de data asta de-aia spuneam că e bine să vii des aici, pentru că ne-ai luat așa pe genunchi cum ar veni. Deci, colegi, mami era deja cu șervețelele în spatele camerelor și ne întreba dacă avem nevoie, pentru că efectiv pielea de găină era deja. S-a plâns. Felicitări. Asta a fost și interesul. Și s-a
S-a suferit, s-a plâns, s-a tot. Piesa scrisă de tine? Piesa scrisă de mine, da, exact. Se vede după cum o cânti. Da. Se vede că ai simțit-o și ai cântat-o bine. Domnișoara a fost colegă cu noi, știi? Da, a lucrat cu noi. Știu, Romina, da. Romina, da. Exact. A, deci tu asta te uitai tu că n-am. Da, i-am spus Natalia, i-am spus că a fost colega noastră. Da, seama, într-adevăr. Da, nu mi-am dat seama că a fost colega noastră, a lucrat ceva timp aici. Felicitări pentru piesă, foarte tare. Piesa și clipul foarte simplu și foarte mișto. Spune exact povestea ce s-a întâmplat între mine și fosta mea relație. Da. Asta s-a întâmplat. Erați împreună, dar unul cu spatele la celălalt, practic. Metaforic. Metaforic, da. Colegi de apartament, așa cum am mai vorbit de genul ăsta, despre relațiile care, din păcate, așa ajung să fie. Așa se întâmplă când ai peste o relație toxică și... E mai ușor să scrii piese așa când le scrii din propria experiență? E ușor și nu prea. E ușor și nu prea, pentru că trebuie să stai cu emoțiile alea, știi? Și mai trebuie să le pui și în vers. Păi și ajuns să-ți aduci aminte. Mereu la ea, asta spune, nu treci de fiecare dată peste momentul ăla. Și fosta ta iubită știe că ai făcut piesa asta? Dar piesa asta nu e pentru ea, este pentru mine. Nu pentru ea, pentru tine, dar referitor la relația. Fel, pentru că a fost cum mă simțeam în momentul ăla, am pus cumva pe foaie și am zis... Dar ți-a scris așa, a ascultat piesa sau nu mai vorbiți? Nu mai vorbim absolut. Dacă aș putea să scriu și eu, dacă e trecut, ce sens are, știi? E trecut adevărat, dar poate, uite, te vede piesa și zice, băi, nene, da, așa de mult a suferit băiatul ăsta după mine, ia stai, mă, să mă duc eu înapoi. Nu, ai mai primit? Am suferit pentru mine, nu pentru... Ai mai primit eu în viața ta? Nu, că acum sunt fericit. Ce ești fericit în altă... Bă, trecutul, dacă era să fie ceva pentru tine, cu siguranță rămâne. Da? Dar dacă nu... Dacă nu, nu. Corect, da, se întâmplă uneori. La urmă, nu? Corect, da. Uneori după se maturizezi mai târziu și să-ți dai seama că ai pierdut... Nu? Da, îmi dau seama că dacă aș putea să... Da, da, dacă eu aș putea să scriu o piesă, din păcate nu s-ar putea da pe televizor. Poi scrie un album, Cătălin Cazacu. Da, aș scrie mai mult. Dar asta felicitări, încă o dată, Florin, pentru piesă. Și te mai așteptăm. Vin în fiecare lună. Mai pleci în Belgia? Se mai întâmplă ceva? Da, o să trebuiască să mă întorc în Belgia cam într-o săptămână, cam așa, pentru proiecte acolo, cum am și treabă cu firma, și mă întorc înapoi, pentru că din aprilie acum încep toate evenimentele, așa că dacă lumea vrea să mă contacteze pentru botezuri, nunți, cum e Florin Răduță oficial? Cum e? Florin Răduță pe Florin Răduță Instagram, pe Instagram, da, pe Facebook, și pe Facebook. Peste tot, intrați, exact. Pentru că sunt convins că ar face o treabă extraordinară la un eveniment. Cântă de toate și e foarte talentat, o voce foarte bună. Îți mulțumim foarte mult că ai venit la noi. Succes acolo în Belgia și te așteptăm din nou cu piesă nouă. Da. Nu că asta n-ar merita să mai fie cântat odată aici, dar când simți tu piesă. Mersi frumos. Îți mulțumim foarte mult.